Draculas! Cine bate la ușă? Mamă, Motan, ce faci? Păi, uite foarte bine, ce, dormeai? Dacă dormeam, păi, cam dormeam, e 8 dimineața, deci mai târziu la ora asta. Ei, nu contează, uite, am o idee. Având în vedere că vacanța de vară aproape o se termină, mă gândeam. Poftim, uite, stai, se termină vacanța de vară? Cum adică? În ce lună suntem? Păi, august. No! Și când începi școala? Păi, în septembrie începe, Draculas. Da, lasă chestia asta, că uite, o să-ți zic ceva ce o să te bucure maxim, maxim de tot. Ce? Mă gândeam să mergem o zi la mare. La mare? Când? Mergem la azi mare. La mare? Da! Așa ca ultima vacanță de vară, nu? Păi asta zic, hai la mergem mare! Mergem la mare! Mergem la mare! Mergem la mare! Vampirașe, ți-au zis, mergem la mare cu mama Motana! Să mergem să-l trezești pe domnul Motan. Da, haideți să-l trezim pe domnul Motan. Domnule Motan! Domnule Motan, trezește-te că avem o veste bună! Trezirea! Ce cu lumină aici? Domnule Motan, ce faci aici? N-am dormit 4 zile. 4 zile n-am dormit. Draculos, 4 zile n-am dormit. Bă, n-ai dormit, bă, că... Vreau răspunsuri la întrebarea supremă. Bă, am o veste nasoală. Se termină vacanța de vară. Suntem în august. Bă, e trist. E trist că se termină vacanța de vară. Dar spune-mi răspunsul la întrebarea mea. Spune-mi cine te iubește mai mult decât mine? Motan, cât timp noi am fost plecați în pădurea înzăpezită, dacă mai știi, domnul Motan a rămas singur acasă și o nebunit. Hai să-i spunem... Dacă stă toată ziua pe calculatorul ăsta, ia să vezi și dau eu cu ranga, că nu mai pot. Dai cu ranga în calculatorul ăla! Ops, mamă, Motan, iartă-mă! Hai să vrea să stai în calculator, nu mine! Am vrut în calculator, hai, ridică-te! Să mergem la mare! Hai la mare! La mare! Domnule Motan, dar ce faci agățat aici? Eu sunt Spider-Man! Nu mai sunt domnul Motan. Bă, ce Spider-Man? Bă, tu ai auzit când mergem la mare? Mergem la mare! Mamă, Motan, ne-a făcut surpriza să mergem la mare! Hai la mare! Dar nu-mi place la mare, că nu-s pisică de apă. Nu-ți place la mare, va trebui să-mi vezi să-ți placă, că după ce că mă chinui atâta... Da, exact. După ce că Mamă Motan... Îți fac o vacanță frumoasă. Exact, după ce că Mamă Motan îi iubește atâta, tu nu poți aprecia că vrea să ne ducă la mare, putem să-l lăsăm acasă? Nu, trebuie să-l luăm cu noi, se bucure și el de vacanță, de mare, de valuri, de plajă, bine, de tot. Îl luăm, Draculas. Dar după stilul lui Dracula să-l luăm. Draculas, o să te superi că o să zic asta, dar stai, l-am dus pe bunicul. Ascultă-mă, bă! Unde l-ai dus pe bunicul? L-am dus la zilul din nebuni și am luat toată pensia. Ce-ai făcut, bă, cu bunicul? Ce-ai făcut cu bunicul, Motan? Bă, dă-i, nu mai pot. Dă-i! Lasă că promit eu, mamă Motan, promit că mergem să luăm pe bunicul Motan de acolo, dar după ce venim de la mare... Bine, hai, te trebuie să mergi la mare, uite, deja... Mamă Motan, ei! In nomine Padre Fiul Santos! Domnule Motan, dă-te jos de acolo și ai la mare! Tot ce pot să zic că-i... Dă-te jos din corcoduș, ringa ringa dinga la ranga ringa ringa. Eu zic să legăm de mașină și să mergem, că deja întârziem, deci nu mai putem. Hai că scot mașina, mamă Motan. Pune-l pe jos, că le legăm cu frânghia, că așa ceva nu se mai poate. Nu, că nu merită nici măcar să stea pe mașină, fiindcă e obraznic. Bă. Chiar ai fost foarte obraznic ieri cu bunicul, cu Motan. Îți mai amintești când am mers la McDonald's și te-ai comportat urât cu el? Îmi pare rău, dracul, asta n-am vrut. Așa, leagă-l, mamă Motan, așa. Ești pregătit să mergem la mare? Nu, Motan. Nu sunt pregătit. Nu trebuie să mergem. Mamă Motan, îți mulțumim că ne duci la mare, deci ești cea mai faină. Nu mă mulțumesc! Nu mă duceți la mare. Dracula, spunește mașina și să mergem. Hai să-i dăm, mergem la mare! La mare cu mama Motan și domnul Motan! Da, Dracula, stai aici în față, mai dai un pic. Ducem notul prin apă, da, am ajuns. Păi nu prin apă trebuia să-i dăm? Nu, vine și la o casă de asta. Și trebuie să se neacă domnul Motan. Da, lasă-l că el e obișnuit. Așa, am ajuns în sfârșit. Ce frumos e aici, Doamne! Mulțumim, mama Motan, că ne-ai dus la mare. N-aveți pentru ce și eu de-abia așteptam să vin aici să mă bronzez, să mă bălăcesc în apă, să mă joc cu mingea. Exact, și eu. Domnule Motan, îți place aici la mare? Păi, se neacă, scoate-l de sub apă!
Scoate-l tu, că tu l-ai pus! L-am pus, gata. Uite-n. Da, Draculas? Ești bine? Așa știi să faci, da? Opa, ce asta? Asta-i mașina? Bă, domnule Motan! Bă, Motan, uite ce-o făcut, ne-o arunca mașina! Băi, și noi cum ne mai întoarcem, băi? Au! Bă, ce faci, bă, dă-i, mamă, Motan? Bă, pătă și mine! Asta pentru că era să mă nec din cauza voastră. Domnule Motan! Ia, pune-te afară, pe scaunul ăsta. Afară din casă, afară. Pune-te pe scaun, am zis. Dacă intrați, mă umor. Mă umor. Pune-te pe scaun. Am zis că mă... Ai zis ceva? Pune-te pe scaun. Doamne, da, de ce l-am luat șpiel? Nici n-am intrat. Mamă, Motan, eu ți-am spus să nu-l luăm. Și tu nu, că să-l luăm șpiel. Mai dai, mă gândeam că o să avem așa o vacanță frumoasă în familie. Nu știam că o să fac ăsta ca nebunul. O vacanță frumoasă în familie cu domnul Motan. Unde ai văzut tu așa ceva, mamă, Motan? Băieți, parașuta! Au! Mi-a rupt picioarele. Am spus, mamă, Motan, că te trage de urechi dacă nu te pui pe scaun. Acum te pui pe scaun, domnule Motan, fiindcă este obraznic. Pune-te mai pe scaun, pune-te pe scaun! Este obraznic. Mă pun pentru că vreau eu, nu pentru că vreți voi, să știți. Luăm. Pentru că sunt șmecher. Sunt Motan șmecher eu. Uite, luăm și îl punem aici. Vai, deci uite ce frumos e aici. Avem șezlong, avem umbreluți, avem mingețul să ne jucăm, să ne distrăm. Ce place la mare! Tu, domnule Motan, o să stai aici în copac, fiindcă ești obraznic. Ai auzit ce a spus mama Motan? Și ce înseamnă asta? Mai multe Draculas joacă pentru mine. Da, Draculas. Vrei să dau un telefon? Nu vreau să dai niciun telefon, să rămâi aici. Așa, Draculas, Daniel, cam piniata. Cam piniata, stai aici, da? Fiindcă ești pedepsit. Ups. Iartă-mă, mama Motan, n-am vrut, nu mă trage de urechi. E ok. E bun. Hai, domnule Motan, ridică-te pe jos, te pun pe scaunul înapoi. Așa, m-a dus mingea, hai să ne jucăm. Domnule Motan, vrei să te joci cu mingea? Nu poți, fiindcă ești pedepsit. Ai auzit ce a spus mama Motan? Mama Motan, dă mingea la mine. Ia. Așa, dă-mi coace. Ia stai așa, să dau eu place un telefon. Ia, Draculas, prinde. O prind acum. Acum o prind. Ia, mama Motan, ia de aici pasă. Și dă-o înapoi. Dă-o înapoi. O prind. Unde să nu așa? Așa și apasă, mama Motan. Ups. Bine, măi, deci de ce o arunci așa? Nu, pare rău. Promit că sunt cu minte, nu? E vina domnului Motan. Da, îmi pare rău, n-am vrut. E vina domnului Motan. Așa faci, domnule Motan? Așa faci? Na. Vezi că o să iasă de aici! Se rupi frânghia! Domnule Motan, fii cu minte! Păi, ne fură mingea! După el! Ne fură mingea! Nu, ce faci cu mingea? Unde ai aruncat mingea, domnule Motan? Nu te duc, mamă, Motan, nu te duc, că-s rechin! Păi, trebuie să mă duc, trebuie să-l pedepsesc! Păi, da-s rechin în apă, mi-e frică! Păi, dar nu mai văd nimic, e atât de adânc apa! Mamă, Motan? Draculas? Mamă Motan? Domnule Motan? Bă, domnule Motan, unde-i mamă Motan? Mamă Motan, vezi că rechin în apă, vină încoace! Și unde-i domnul Motan? Nu știu unde s-a dus, nu știu nici unde-i mingea. Mă supăr mai mult pentru minge decât pentru el, sincer. Cum să... Ce se întâmplă acolo? Domnule Motan, ești bine? Trebuie să merg să salvez. Tu unde te duci să-l salvezi dacă vine un rechin? Trebuie să merg, Draculas. Auleu, mi-e frică. Sunteți bine? Eu sunt ok, dar nu-l văd pe nicăieri. Draculas, ce-i aia? Aia ce? Ce-i aia? Trebuie să fug. Bă, vină înapoi, mama Motan, bă! Domnule Motan, du-te după mama Motan. Mama Motan, vin să te salvez. Veni și tu, că vine și după tine. Bă, ce faci, bă? Bă. Problemă rezolvată, bă, nu mai vine nimeni după noi. Doamne, îți arunc un colac de salvare, stai, mamă, Motan. Mamă, Motan, îți arunc rapid barcuța de salvare, ia-o! Ups, am aruncat-o greșit! Hai că încerc să mă duc. Aoleu, s-a dus la fundul apei. Hai că încerc să găsesc... ăla e un rechin? Nu! Aoleu, ai de capul meu! Nu se poate așa ceva? Bă, ce mă bucur că nu i-a dus mama Motan la plajă. Ne bate soarele în cap, e așa frumos. Wow! Ce faci cu butoiul ăla? Mama Motan, ce faci? Au trecut doar 3 ore de când te-am văzut ultima oară. M-ați lăsat să mă mănânce rechinul. A trebuit să not
cât de repede am putut eu să ajung înapoi la mal și voi n-ați făcut nimic. Aoleu, dar am uitat că te-o mâncare chinu. E vina domnului Motan. Treceți înapoi în camera amândoi, că nu... Au, bine, trec acum în cameră, trec acum în cameră. Tu la tine în cameră și tu, domnule Motan, la tine în cameră. Așa faci? Așa faci? Aoleu. Uite că m-am găsit aici. Uite ce mă bucur, uite ce frumos e să stăm așa cu toții la mare, ca o familie. Știu, mama Motan, mulțumim că ne-ai dus la mare, te iubim, mama Motan. Și eu vă iubesc pe voi. Da, domn Motan, ce face? Domn Motan, ce e asta? Bă, mi-am luat jucării de acasă, bă, că știam că o să mă plictisesc aici. Oh! Oh! Oh!